Atunci când suntem robi ai lui Hristos, suntem total dependenți și supuși lui. Astfel, câteva dintre atitudinile corecte pe care un conducător, care este de fapt rob, trebuie să le aibă, sunt următoarele. Să fie plin de dragoste. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, scrie Apostolul Ioan, i-a iubit până la capăt. Momentul este smerit. Și vedem asta și în viața Domnului Isus. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat, spune el. De asemenea, un mentor nu este preocupat de poziție și de putere. Citim în Evanghelia după Marcu, căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care răscumpărare pentru mulți. Un mentor este preocupat de slujirea și binele altora. Și de asemenea dorește să fie în mod continuu în voia lui Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva atitudini pe care le regăsim în, în scriptură și trebuie să definească slujirea unui conducător creștin. Un al șaselea principiu este înțelegerea materialului, între ghilimele, cu care lucrez. Resursele umane sunt cele mai importante resurse, deoarece doar oamenii au valoare veșnică. Omul, odată venit în existență, va exista veșnic, fie în iad, fie în rai. Astfel, pentru că Dumnezeu a fost interesat să aibă o relație cu omul și mai apoi, după cădere, să-l răscumpere, și liderul trebuie să fie orientat spre oameni și spre binele spiritual și nu numai al acestora. În inima creștinismului stă dorința lui Dumnezeu după un popor care să ilustreze caracterul său. De aceea eu și-a trimis fiul pentru a chema un popor ca care să-l urmeze. Parte a umblării după fiul înseamnă să-i chem și să-i conduci pe alții înspre Fiul. Apoi în viața lor, acești oameni ilustrează împreună viața comună a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, adică a Sfintei Trinități. Împreună ei demonstrează dragostea lui Dumnezeu, da, sfințenia și unicitatea lui. De aceea a lăsat Isus această ultimă poruncă înainte de înălțarea la cer. Mergeți și faceți ucenici. Un conducător poate fi instrumentul prin care Dumnezeu cheamă la mântuire și la maturizare pe oameni pentru gloria lui. Al șaptelea principiu pentru o conducere care îl onorează pe Dumnezeu este existența unei viziuni clare, dar foarte important. Viziunea este o imagine mentală, clară, a unui viitor de dorit, dăruită de Dumnezeu sfârșitorilor aleși de el, care se bazează pe o înțelegere clară a lui Dumnezeu, a omului și a circunstanțelor. Înțelegem că viziunea... Uh, o putem descoperi înțelegând tot mai bine care este voia lui Dumnezeu pentru om, în general, dar și pentru grupul care este cărmuit în particular. Fără o destinație clară, suntem incapabili să ne mișcăm într-o direcție, deoarece traseul se stabilește în funcție de destinația dorită. Prin viziune reușim să înțelegem trei realități importante. Înțelegerea lui Dumnezeu, Înțe înțelegerea propriei persoane și înțelegerea circumstanțelor Având o viziune clară care este dată de înțelegerea voiei lui Dumnezeu Conducerea va fi inspirată, provocatoare, dinamizată Iar această viziune va contribui la creșterea nivelului de, de coeziune a grupului Al optulea principiu care stă la baza unei conduceri sănătoase este un mod de cărmuire concretă unele persoane atunci când se gândesc la un lider, se gândesc fie la o persoană care influențează, fie la o persoană care dă directive. Însă atunci când vorbim de cărmuire, trebuie să ne gândim în primul rând la oamenii pe care îi cărmuim. Și prin dragoste să-i ajutăm să-i ducem din punctul A în punctul B, într-un mod cât mai eficient pentru aceștia. Iar planul pe care îl vom avea este acela de a înțelege în mod corect voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și să ne lăsăm transformați de aceasta în Comuniunea Comunității de Credincioși. Acest lucru îl putem face prin rugăciune, prin studiul Bibliei, prin muncă exemplară, prin încurajare, prin uh, atitudine pozitivă, prin o comunicare asertivă, eficientă, prin focalizare. Privind spre voia lui Dumnezeu, se va decanta o manieră clară pe care Dumnezeu o intenționează ca grupul de oameni cărmuiți și liderul acestuia să o urmeze. Astfel, cred că înțelegem că în această lucrare de cărmuire nu suntem singuri și lăsați de capul nostru și de izbeliște, ci suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Iar cel care conduce, mișcă oamenii spre punctul B, este de fapt lucrarea Duhului Sfânt. Totuși, această binecuvântare nu ne încurajează pe noi la lenevie, ci la dinamism, la o conducere dinamică în care Urmărim constant și plin de entuziasm voia lui Dumnezeu, care ne, ne pune în fața noastră un mod clar de a conduce un grup concret de oameni. Al nouălea principiu al conducerii este perseverarea în această lucrare. De multe ori, în acest drum, din punctul A în punctul B, putem să vedem că trecem prin circunstanțe deconcertante, chiar văi ale umbrei morții. În astfel de situații, în care parcă circunstanțele vor să dicteze acțiunile, trebuie să privim nu doar la ce este în jurul nostru, ci și la cine este în jurul nostru. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea ombrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Pot exista momente în slujirea de conducere în care să dorim să renunțăm. Însă chiar și aceste voi ale umbrei morții sunt drepte. Deoarece păstorul nostru nu ne trece prin ele pentru a ne lăsa acolo, ci pentru a învăța mai multe despre el. Ceea ce noi experimentăm acolo, în Valea Umbrei Morții, datorită păstorului, nu este moartea însăși, ci doar umbra morții. Și dacă observăm, David își schimbă tonul aici. Până în acest punct al psalmului vorbea de păstor la persoana treia. El mă culcă în pășun vers, el mă duce la apă de odihnă, el îmi înviorează sufletul, el mă povățuiește pe cărări drepte, și acum zice: Nu mi este frică de valea ombrei morții pentru că tu ești cu mine. Consider că aceasta este una dintre cele mai mari încurajări pe care Dumnezeu le face celor pe care îi cheamă la această slujire și nu numai. De aceea, perseverarea trebuie să fie un pilon al mentorării, al conducerii, fiindcă nu se bazează pe propria noastră putere ci pe puterea și persoana aceluia care este cu noi chiar și în Valea Umbrei Morții. Ultimul principiu pe care l-am învățat este acela că un conducător trebuie să aibă ca scop și multiplicarea liderilor. Liderii sunt facilitatorii din biserică. Astfel, pentru cei cărora Dumnezeu le-a vorbit și i-a chemat în această direcție a conducerei, liderii, deja existenți, Trebuie să fie capabil să-i învețe pe aceștia principiile care stau la baza conducerii creștine și deci să-i mentoreze în mod eficient, până la nivelul care aceștia ajung să conducă în mod activ. Și mai apoi, la rândul lor, noi lideri să formeze, conducă... să formeze conducătorii de mâine pentru gloria lui Dumnezeu și pentru consolidarea Bisericii răscumpărate. Leadershipul sau mentorarea sau conducerea, cum dorești să o numești, este o minune este o minune pentru că este înfăptuită de Dumnezeu prin oameni, pentru oameni și în ultimă instanță pentru gloria Lui. Este o minune pentru că Dumnezeu nu cheamă pe cei chemați, ci îi echipează pe cei chemați. Este o minune pentru că El ne învață despre această lucrare și vedem că este legată de voia Lui. Voia Lui se realizează prin maniera Lui și pentru gloria Lui. Este o minune pentru că această lucrare de conducere transformă nu doar grupul cârmuit, cât și pe cârmuitorul uman. Este o școală a lui Dumnezeu. Este o minune deoarece conducerea împlinește marea trimitere și transformă pe alții în instrumente prin care Dumnezeu își instaurează împărăția în inimile în inimele oamenilor. Este o minune pentru că prin aceasta cunoaște mai bine inima Dumnezeului nostru. Acesta este adevărul, pur și simplu.